După cum știți foarte bine unii dintre voi, o mare parte din slujbele din mormântare sunt dedicate rugăciunilor pe care preotul le face pentru iertarea păcatelor păcătosului, omului care a murit, da? Se roagă Maicii Domnului, se roagă Domnului Iisus Hristos și prin rugăciuni acestea asigură audiența, familia, că păcătosul care a murit are păcate iertate. După ce face lucrul acesta, este un moment în slujbă în care preotul afirmă că Baza pe textul care spune orice vedeți dezlega pe Pământ va fi dezlegat în cer, și orice vei legat pe Pământ va fi legat în cer, baza pe acest pasaj și bazat pe împuternicerea dată de Hristos slujitorilor bisericii, el dezleagă păcatele celui care a murit. Păcatele făcute cu voia, fără voia, din știință, din neștiință, cu gândul, cu vorba sau cu lucru. Bun, după ce fac, face aceste două lucruri, prin care ne asigură că mortul are păcatele iertate, are un mesaj și în mesajul acela uneori se citește un pasaj din Ioan capitolul 5 unde spune cine crede în mine nu va fi judecat și a trecut din moarte la viață. Este repetat pasajul acesta de mai multe ori, depinde de situație, dar este o mare inconsecvență care se poate observa aici. Pentru că de obicei în mesajul preotului el afirmă că păcătosul căruia i-a iertat păcatele pentru că a crezut în Domnul Isus Hristos, da, cum spune textul, căruia i-a iertat păcatele pentru că l-a dezlegat de păcatele lui prin puterea pe care o are de la Hristos, căruia i-a iertat păcatele prin mivlocirea către Maica Domnului și Domnul Isus Hristos, păcătosul ăsta, spune preotul, ajunge la balanță. Un spus în balanță, faptele bune și faptele rele, și după balanță ajunge la judecată. Acum, întrebarea mea este următoarea nu vreau să fac un atac la absolut nicio religie, la niciun om. Dar întrebarea mea este următoarea. Dacă el a crezut în Hristos și are păcatele iertate, cum spune Biblia, dacă tu l-ai dezlegat de păcatele lui, pentru că ai puterea asta de la Hristos, că tocmai ai afirmat asta, și dacă ai mijlocit pentru el, la Maica Domnului și la Domnul Iisus Hristos, ca să aibă păcatele iertate, de ce mai ai la balanță? Dom'le, dacă are faptele reale iertate, ce caută la balanță? Să-i cântărească ce? Că s iertate faptele reale. tocmai pentru asta ai mijlocit. Tocmai asta ai spus că a făcut Cristos, a plătit pentru faptele reale la crucea de la gorgota. Tocmai asta l-ai dezlegat, nu? L-ai dezlegat de faptele rele. Ce mai caută la balanță omul ăsta, da? Uh, și este și o contradicție totală cu pasajul care tocmai el a citit câteva minute înainte. A spus, cine crede în mine, l-a citat pe Domnul Iisus, a trecut din moarte la viață și nu vine la judecată. Dacă nu vine la judecată, cum poți să spui că se duce la balanță și după aceea la judecată? Pentru ce mi-ai făcut toată slujba aceea de iertare păcatelor? Pentru că e tot acolo. Pentru că toată liturgia aia, dacă la tot se duce domnule la, la, judecată, dacă tot se ajunge la balanță. Pentru ce a mai murit Domnul Isus Hristos, dacă el ajunge la balanță. Unii sunt faptele bune și faptele rele. Îs faptele rele șterse de jertfa Domnului Isus Hristos? Asta este întrebarea mea. Sunt șterse sau nu sunt șterse? Dacă și sunt șterse, nu mai ajunge la balanță. Sau balanță numai cu fapte bune. Dezleagă preotul păcatele celui mort? Dacă îi dezleagă, ce mai caută la balanță? Eu nu, nu, cred că li dezleagă. Pasajul acela vorbește despre Petru care a făcut o mărturisire că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și pe baza acestei mărturisiri, proclamarea Evangheliei, oamenii sunt dezlegați de păcatele lor. Cred în Hristos, îți dezlegați de păcate. Nu cred în Hristos, nu îți dezlegați de păcate. Și a doua oară când mai este folosit textul ăsta, este un context de disciplinare frățească în adunare. Din nu se referă la preoți. Mai cu seamă că nu se referă niciunul dintre cele două pasaje la oamenii trecuți în veșnicie care au murit deja. Dar asta este cu tot o altă discuție. Întrebarea fundamentală asta e, dacă e iertă ierta păcatele, că ai pentru el, că l-ai dezlegat și că Iisus a murit pentru el, la ce mai spui că se duce la balanță? Este o contradicție totală în, în, în afirmațiile astea, o contradicție între ce spune nu știu ce teolog și ce spune Scriptura și Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să vă gândiți la lucrurile astea și să înțelegeți că nu vreau să fac un atac la absolut niciun fel de persoană sau cult, dar vreau să înțelegeți că aici la mijloc este destinul veșnic a oamenilor. Nu poți să minți oamenii în față, domnule, și să le spui că uh, are iertate păcatele cum omul se duce în iad. Nu poți să minți oamenii în față și să le spui că dacă crezi în Hristos nu mai treci la judecată și după aia să spui că de fapt te duci la balanță, după aia te duci la judecată. Ori te duci la judecată, ori nu te duci la judecată. Ori ai iertate păcatele, ori nu ai iertate păcatele. E ori una, ori alta. Și Evanghelia nu poate să fie și una și cealaltă. Ori una, ori alta. Biblia spune clar lucrul acesta. Aceasta este încheierea mea: că în sângele Domnului Iisus Hristos ne sunt iertate toate păcatele. Dacă ne mărturisim păcatele, El e credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Lucrul ăsta nu-l face niciun preot, nu ne dezleagă nici preotul, nici nu ne leagă. Iertarea păcatului nu o face nici dacă ne rugăm la toți ființii care există vreodată în lumea asta și pe care trebuie să-i cinstim într-un anume fel și să le copiem exemplu. Nici, la rugăciunea, nici rugăciunea la Maica Domnului nu ne iartă din niciun fel de păcat, ci singura rugăciune la cel care este mijlocitor între Dumnezeu și oameni, Domnul nostru Isus Hristos.